Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Acesta este un vlog cu peripeții, da, plecarea noastră întârziată din Belgrad, Malta, cu 3 ore întârziere. Am plecat, a fost furtună și nu ne-am putut îmbarca, dar într-un final am reușit să plecăm și am ajuns înspre dimineață la cazare. Din aeroport am luat un Uber, era aproximativ 5 dimineața și n-am mai avut chef să stăm să căutăm dacă era un alt mijloc de transport, aproximativ 21 de euro. Noi am stat în Sliema, distanța dintre aeroportul din Malta și Sliema este de vreo 10 km. Bine, hai să vedem. Put the car inside. Super! Avem pat de campanie de pentru trei zile. Wait. We have here. Ooh, we have a mirror. Pam, 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 pam. Primul contact cu Malta, primul contact cu aglomerația, agitația, ce pe de o parte cumva este obositoare, dar în același timp e fascinant să vezi atât de mulți oameni în același loc, atât de multe, sau vorbindu-se italiană, franceză, germană, engleză și altele în același autobuz, este de-a dreptul fascinant. Iar din punct de vedere arhitectural, Malta pe mine m-a cucerit, mi-aș dori și m-aș muta oricând. Aici suntem în Sliema, dar nu neapărat Sliema, Valletta, sunt niște locații superbe. Dacă te răpește cineva și vrei să îți dai seama în ce țară ești, cum îți dai seama că ești în Malta? Păi, în funcție de forma balcoanelor, e cea mai caracteristică, cea mai des întâlnită de când suntem aici de o zi. Adică, cel puțin, nu poți să-ți dai seama din punct de vedere dacă analizezi oamenii unde ești, e din punct de vedere cultural destul de mixt tot ce vezi aici, dar... Thank you.
mai bună modalitate de a te deplasa în Malta, pe lângă faptul că orașele sunt foarte apropiate unele de altele, Sliema, Valletta, este cu transportul public, efectiv, din aeroport poți să-ți cumperi un abonament pe 7 zile, este valabil pentru orice autobuz, costă 21 de euro, iar noi ne-am cumpărat, chiar dacă am stat 3 zile acolo și am scos investiția cu vârf și îndesat, în sensul că ne-am folosit de abonamentul respectiv. Costă 21 de euro, iar din Sliema să ajungem în Gozo, am luat autobuzul Sliema-Cirkeva, iar apoi de acolo am luat un ferryboat. Pentru iubitorii de camping, parcare de rulote, dacă vrei să vii cu rulota, ai și posibilitatea aceasta. Costul biletului pentru ferry, 15 euro, gen dus-întors, ambele drumuri. Aici deja eram în Gozo, l-am vizitat și explorat. Gozo este una din cele 21 de insule ce formează arhipelagul maltez. Da, 21, surprinzător. N-aș fi zis. În ultima zi, cumva, ne-am hotărât să nu facem un efort foarte mare și atunci am luat autobuzul până în Marsax Loch. Este un sătuc pescăresc. E cumva în contrast cu ceea ce vezi în Sliema, Valletta, Gozo, cu toată aglomerația de acolo. Aici, cumva, e liniște și totul arată puțin diferit. Parcă timpul are o altă dimensiune. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. E un loc ce merită să-l vizitați. Înspre seară ne-am întors în portul din Sliema și cam asta a fost, ne-am concentrat în a face poze și a ne pierde pe străduțe, ceea ce a fost o idee foarte bună.
În ultima zi, undeva pe la ora 6, ne-am luat bagajele de la hotel, check-in-ul l-am făcut de dimineață și am plecat înspre aeroport, la fel cu Uber, dar am fi putut la fel de bine să folosim și abonamentul ce l-aveam de 7 zile. Transportul public în Malta e foarte, foarte bine pus la punct. Eu vă mulțumesc că ați stat cu mine, ne vedem vlogul următor, vă pup, ciuz!